sunt Vlad de Pătatopulo. Suntem la convenția de la Timișoara, Timișoara Tattoo Expo 2017. Suntem în Timișoara. E o convenție organizată de Tavi, e o convenție super mare. Hai să vă arătăm, vreau să vă arătăm prin convenție. E o hală super, super faină. O grămadă de tatuatori. Sunt mai puțini anul ăsta, la anul sperăm că o să fie mai mulți. Acum să vedem. Avem pe băieții care stau aici, l-avem pe Sebi, l-avem pe Chielu. Eu vă lasă pe toți trei și pe mine de picioare. Ai spus să la fundul. Oh my god, astăzi nu. L-avem și pe Chielu. Hai să mergem înăuntru să vă arătăm prin hală. E faină, e foarte, foarte frumoasă expoziția. Păcate mai puțin tatator, dar fiind prima convenție se înțelege. Fiind prima convenție se înțelege. Și spunem că de la anul o să veniți cât mai mulți. Chiar merită, merită din plin. Deci o convenție chiar foarte frumoasă. Și o hală, deci locația e superbă. Deci locația e super mare, ai stand super mare. Deci poți să te împrăști peste tot. Aici am pus, chiar aici așa ne-am făcut ca un fel de stand. Ca un fel de... salon. Un fel. Avem pe aici, așa, hai să vă arăt, dacă tot am trecut pe aici, avem scaunele la 547. Dacă veneați la convenție, le puteți vedea pe fiecare în parte. Încercăm la fiecare convenție să le aducem ca să le vedeți exact, să puneți una pe ele, să le trântiți, să vă puneți pe ele, să le desfaceți, să le vedeți exact cum arată. Da, avem umbrelele, avem proiectorul cu 4 becuri, la 397 umbrele, la 177 scaunul cervical de la Quadron, standurile de sprijin, stațiile de lucru de la Quadron, le-am făcut roțile, că dacă le punem click nu le mai punem la jos. După aceea trebuie să-l punem în cutie să le duce la sediu. Scaunul mare, scaunul hidraulic, mesele ucenic, iar stațiile de lucru. O grămadă, o grămadă, o grămadă de chestii frumoase și mari. Hai. Hai să vedem, aici este ajunsul nostru. Nu am prea avut spațiu și aici să le comprimăm mai mult, cât mai mult. Ne trebuie, cred că, de vreo 3 ori mai mult spațiu ca să ne ajungă. Hai să vă arătăm și prin convenție. Hai să vă arătăm și prin convenție cum e. Așa. Aici vă puteți lua butuni. Să beți. Hai să mergem acolo. Unii au plecat deja. Aici au fost fiși. La fiși tu. Avem pe Leti. Ciao. Ce-a filmulețul din convenție? Ce-a filmulețul din convenție? Spor! Ce lucruri? Avem pe Bas. Urmează convenția de la... Ține Bas, unde va fi convenția? Când? La Cluj. Sperăm că tot la Muzeul de Artă, dar fine, nu știm când. Încă așteptăm răspuns. Am înțeles. Deci așteptăm convenția. Așteptăm și noi. Așteptăm cu mare drag. Hai să vedem ce face Mihai. La Mihai. Mihai cu costumația lui super simpatică, că l-am văzut. Da. Că duceau colegiile. L-ai văzut pe tipul ăla? Era în pijamașă cu șlapi. Mâine, ce pijama și cu șlap? Dar de fapt are pijama cu dinozaur și șlap. Non-conformist ca de obicei. Te iubim, Mihai. Păi tot mergeam încă o dată și dădeam pe lângă. Ciao. Ciao. Bună. What's up? Tu bine, dar noi? Noi tot bine. Foarte bine. 47 inch, da? 47 inch. 47. Ăla-i. Hai să vedem ce avem aici. Avem pe Sergei. Sergei are o lucrare super faină. Ați văzut-o și pe și în poze. Iată. Salut. Cum e lucrarea? Deci o lucrare super, super faină. Omul acum s-a dus un pic în pauză. Deci o lucrare mortală, mortală, mortală. Două zile. Spor. Poftă bună. Pe Dinu, Dumitru, care a câștigat vineri, au câștigat Best of Gala și Best of Friday, Best of Day.
Ieri au câștigat iar Best of Color și astăzi să nu zicem. Ceva din nou? Mergem? Da, ne pregătim de pauză. Suntem la 60% gata. Dinu are niște lucrări super, super frumoase. Îl puteți găsi Dumitru Popa Incart. Deci pe bun, intrați pe Facebook, deci o să fiți uimiți ce lucrări are. O ieșit așa de prin senin. Deci pe bune, chiar intrați pe din... Mai acolo. Dumitru Popa Inc. Spațioar. Intrați pe Facebook-ul lui și o să vedeți o grămadă de lucrări demențiale. Demențiale. Mă bucur din tot sufletul că avem artiști, se apar așa de nicăieri și super, super. L-avești pe Tavi? Bă, Tavi? Lucrând de zon cu spor. O mânuță mică. Hai să mergi pe partea cealaltă. Deci hala e foarte, foarte, foarte mare. Andreea, ea e Andreea. El o să pute teleporta pe aici, știi? Era salut, afară, acum e aici. Eu sunt peste tot. Astăzi sunt everywhere. Cum e? Am cercat de... Da, pe... Aaa. Cum ți pare? Da? Rândă să facem... Da, că e așa, cum e după aia și... Rândă să facem. Da? 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 Mă, dacă îți place, super ok. Hai să vedem ce mai avem. Mai avem pe cei de la 120 Pink. Mulți sunt în pauză, avem pe Costi, care îl tatuează pe Jokerul pe cap. Îi face o pisicuță. Dar dar e scump de mult, Pink. Da, 700 de euro, am de urmă. Da, 700 de euro. Dar e mai scump. Da, da, mai am o ură sau ce? Cum e jocul? Doare? Nu doare, dar strânge din gând. Bun, bine să mă beșesc de asta. Aoleu. Aici modelul care își face jocărul, îl face Costi, nu jocărul, pe cap, pe spate. Uai, ce o dat! Cum făcea, mă? Hai să vedem, hai un pic. Aici e o grămadă de enciclopedie. Bună! L-avem pe Răducan. Răducanu, Vlad Ștefan, Ionut Alexandru Botez, Ovidiu, Ovidiu Popărțan. O enciclopedie. Și urmează Mâța. Mâța, Mâța. Centru. Nebunie, nebunie totală. Deci bă, merită să veniți. La anul să fie și mai, și mai, și, și mai, și. Nu așa, mă. Așa. Băi, ce faceți aici? Seamă, frate. Chelul are venit iar, hai, hai, vă spuneam să vă peste bine, tot, bine. Ce hai, să vezi? Hai, începe! Aici e casa noastră, n-ai voie cu mâia crită, arată, ne respectă, altfel treaba e belită. Ne place viața asta, e un pic mai diferită și ne doare fix în pulă, că poliția e pe mită. Noi suntem pe rotative, facem artă cu plăcere și câteodată mana aici n-auzi la revedere. O ard în schimbul 2, uneori pasăm la 3, dar asta ne ajută, dar ajungem așa grei. Nu vă mai spun. Vedeți? Hai. Ia avem pe cei de la Kronostat, lucrează de zor fiecare. Ce lucrați? Uile. Ce
Nu mai suport? Tot eu la început, oricum. Ce faci? O, tare. Super. Nimic, e primul tatuaj, deci... Da? Super. Da. Primul e cel mai greu. Cum văd chestia aia de... Vorbeam ieri, că nu te conștează sursa când pornește mașina. Eu am mutat un Ninja Impulse. Da? La tijera? Cum o să-i spun și de asta? Deci, fanalele alea trebuie să fie pe stânga. Înțeles. Nu să fie în sus, eu aveam în sus. Când e pe stânga, începe să... Ai strocul și... Începe dintr-o anumită forță aia. Nu mai bine la care spate așa, ție trebuie să dea balansul pe mine așa. Și mi-e că dădea așa, dar era impuls. Nu avea cum să pornească, dar nu de genul. Super bine, mersi de genul. Gata? Aproape, da, am terminat. Gata, este un pic și punem un shield, da. Și gata. Super. Cum a fost? Super, fai. La plăcut. Primul? Nu, no, la ce era el? Salut, domnul. Ia, salut. Așa e mișto, ei. Așa e? Alinuțe, punturlețe, din astea, ca la grădiniță. E faină bruscuță. Da, da. Spor? Mersi. Ce mă, pe ce de la Kronstadt? Hai să mergem. Mai avem un cumurând. Super mare, Radu. Deci merita să veniți din plin. La anul o să fie și mai și mai frumos. Știți cum e? Din fiecare an o să fie și mai și mai și. Din fiecare în fiecare an. Aici e cenzurat. Avem pe Redding, ca urmă. Păi Redding, Roșu Adrian, nu? Care mănâncă fistic. Caju. Am terminat. L-a pus acolo, l-a căzut. Yeah. Ole, leu. Ole, lică. Aia nu mai simt oricum. Tare. Cum e? Da, nu ține aici acolo de ăla. Da, da, da. Ăla te rupă, ăla intră adânc. Deci intră în suflet, în inimă. Simți așa, zici că taie ceva. Da. Salut! Aici. Daniela Căpușanu spreiază, spreiază, desenează. Spre îndoare în iarbă. Deci niște fete pictate super, super, super frumos. Da, ne-am postat în Instagram. Da, pe Facebook. Hai să vedem. Ha-ha! Ce faci? Mergem? În ce, dar sigur. Trebuie! Nu mai vreau să te bat. Eu încă ce de la Next Tattoo. Da, la mă ocupie. Ce mai mare. De zor cu sport. Cum? De zor cu sport. Da. Mai puțin sport. Ce crema aia strânsă mână? Da, nu. E bună. E de o iubești. Nu? Cred că o să fie pești mai încolo. O să dorm cu ea la noapte, pare. Mergem? Plăcut. Plăcut? Ți-e mai mare dragul de clienții ăștia. Așa aș vrea și eu să iau. Pe toți. Doamne, dă. Să
aveți pe standul nou video, Transilvania Tattoo. Pe Dallo, pe Adam, pe Vigiu, pe Studio și pe Zaps. Pe Dallo, pe Ovidiu. Ovidiu, săracu-i... Mai poți, Ovidiu? Mai poți? Da, trebuie. Te omoră. Mă dupesc rock. Ah. E bun. Anestezic. Cel mai bun. Dollar-ul. Pe o parte, că tot amândoi. Dollar-ul. Adică ați văzut și poate loc. Dollar. Spor. Mica. Nimic? Pe New Art, cu la fiecare convenție vă arăt chestiile. Bebele ăsta frumos. E viu. Și pe Jesus. Nu-i pe bune, nu? Nu-i pe bune, nu? Nu, nu, nu. Nu-i pe bune, e un pic așa. N-avem voie să zicem că e pe bune, nu? N-avem voie să zicem că e pe bune, nu? Nu, nu. Fie. Da, e din fie. Da, e din fie. Aia era Jesus. Avem pe New York. Hai să vedem pe la strindulețul nostru ce mai avem. Ce mai adus, să vedem cu mașinile. Ah, nebunie, vă așteptăm cu mare drag, sincer, cu mare, mare drag. Avem tușurile, toate, toate gamele. Warframes, Intense, Eternal, Fusion. Toate, toate, toate. Hai că până adus. Așa. Avem de la mine. Avem acele de la, am adus toate chestiile, avem acele de la Big Wasp. Da? Acele de la Big Wasp, acele de la Tesla, Tesla Premium, Cheyenne, Cheyenne Craft, cele noi albe. Da, după aia avem Titecu, Elitu, deci toate avem 7 tipuri de AC cartuși. Toate care apar, noi le aducem. Mai avem Quadronul. Da, avem seturile de tușuri. Toate seturile de tușuri. După aia avem dezinfectanții. Și după aia tușurile mari. Eu fac așa un preview la fiecare. Mănuși, aftercare-uri, creme, Inkfix, Tattoo Goo, Hustle Butter, Sorry Mom. Da? Intrax de la Quadron, vitamina A și D, stensiluri, Tattoo Goo, H2O și Bactine. Aici avem mașinile, am încercat să le... N-am prea avut loc, ne-ar trebui un stand de 3 ori mai mare, cred că. De-aia le-am pus peste tot. Avem câteva dintre mașini care le-am putut scoate, să le punem. Egixul. Dragonfly, Stingray, da? De la Quadron. Le avem pe toate așa să vă... Le-am pus pe acolo așa îngrămădite. Aici avem sursele, Critical, Akon, iPower-ul, Venom-ul, Nemesis, Elite-ul, da? Și mânere. Avem iar mânerele. Avem mânerele de la Tesla. De 32. Și iară sunt mânerele de la Focairon de 32, că mulți le vreți. Foi de transfer, toate tipurile. Deci avem toate gamele de chestii. Toate. Una după alta. Ce să mai zic? Meritat din suflet, din tot sufletul. Azi a fost ultima zi. Merită din tot sufletul să veniți, oricum vă așteptăm. Vă așteptăm, oricum, la următoarea convenție să fie și mai fain. Deci, cum pare eu, că și mai fain. Și dacă o să fie aceeași locație și dublu, triplu, că sunt acum sala asta, ține, cred că 100-150 de tatuatori. Lejer, încă lejer. Deci o să fie nebunie totală dacă se ajungă să se ridice așa de mult de la an la an, cum s-au ridicat restul. În continuare, vă așteptăm.
deci următoarea o să fie la Iași, după aia o să vină la Sibiu, Cluj și București. Și după aia iar la Timișoara. Astea sunt cele 5 convenții care le avem în țară. Vom participa la toate, tot timpul venim la toate și vă așteptăm cu mare, cu mare drag. Dacă mai aveți întrebări, nelămuriri, orice fel de informație doriți, vă ajutăm cu mare, mare drag. Încă o dată, eu sunt Vlad de pe tatuap.ro. Pace!